Statele Unite pentru mine a fost o lecție. O lecție de viață în care m-a făcut să realizez, uite că eu vreau să fac actorie în Moldova. Vreau să-mi străiesc în Moldova. La început tata, el când eu aveam 10-9 ani, el întotdeauna era plecat. Plecat. Apoi, după ce noi am mai crescut un pic, a început să plece și mama și să lucrez în doi. Eu de la 15-16 ani trăiam singur. Era o doamnă care venea când era mai mic să gătească ceva. Te sună colegii cu virgulă care tu ai lucrat și îți spun Nicolae, cu zâmbet, Nicolae, salut, uite, noi am dat premiera, a fost extraordinar, am fost lăudați, foarte bine, stăm aici cu domnul Durbală, uite, discutăm cum a fost, ce a fost la tine, cum. Mm-hmm. Și aici ce asta, asta e mai dureros decât închide gura că eu trebuie să dorm. Am spus că trebuie să plec, aveam o căciuliță, că eu purtam căciuliță, am pus-o pe ochi și am început, nu să plâng, dar să boșesc, îmi cer scuze, da, pentru o expresie. Am început să bocesc și țin minte, ea s-a făcut udă, da, exact. Și cum atunci eu să rămân să lucrez șofer de tir? Eu vin dimineața la repetiții, înainte de spectacol, azi jucăm spectacolul. Și după 30 de minute eu aflu că spectacolul a fost contramandat din cauza că nu sunt spectator. Te-a atins lucrul ăsta? Păi cum să nu te atingă? Tu muncești, faci un rol, te dărui. Așa de multă pregătire în universitate, așa de multă dăruire, încât eu am venit în teatru, eu nu am unde să mă dărui, eu nu am spațiu de muncă. Eu vreau să muncesc, eu vreau să mă manifest, Anatol, ca un tânăr actor. Vreau un text modern. A, soția mea este extraordinară, este așa un vas cu bunătate, mm-hmm, da, în societate. Da, când suntem acasă, un pic e diferit. Ce nu înțeleg oamenii? Simplu, da, spectatorul, când vine vorba de viața unui actor. Cât e de complicată, cât de multe e necesită dăruire, dedicație, aceeași pasiune, boala aia de care noi discutam anterior. Cultura societății noastre și publicul nostru intră atât de... Eu nu generalizez, dar spun în mare parte, este un public prost care acceptă orice porcărie ce se întâmplă pe scenă. Vorbim și de alte teatre, nu voi da nume. Ce notă ai dat teatrului din Republica Moldova? Nota 4. 4? Exact. Deci notă de trecere nu e. Okay, nu uita că la nota asta contribui și tu. No. A, nota 10. Da. No, nota, da, cred că 4-5, deoarece suntem în urmă. Bine v-am regăsit la un nou episod istoric cu Tâlc. Fraților, astăzi o să-l cunoaștem mai bine pe actorul și regizorul Nicolae Neghin. Nicolae, salut, bine ai venit! Salut, Anatol! Deci, Nicolae, vrem astăzi, da, să te cunoaștem mai bine pe tine și pentru început vreau să te întreb ce le zici oamenilor atunci când ei te întreabă, băi, de ce ai lăsat Statele Unite ale Americii pentru a reveni în Republica Moldova și a face actorie? Că actorie în Statele Unite nu era cea potrivită. Ce le spui oamenilor? Statele Unite pentru mine a fost o lecție. O lecție de viață în care m-a făcut să realizez, uite că eu vreau să fac actorie în Moldova. Vreau să-mi străiesc în Moldova. Uite, eu în Statele Unite am petrecut 2 ani în care am realizat că, uite, că nu e al meu, pentru că nu am simțit suflul, vibe-ul care îl simt aici. Așa. Tu aici ai familia. Din ce familie provii? Spune-ne un pic despre tine și despre familia ta. Familia mea are tangență cu artă, dar nu așa de mult. Tata, după profesie, este omul care se ocupă cu macaraua, lucrează cu macaraua. Mama este croitoreasă. Mai am și un frate. Fratele meu lucrează, face mobilă, bucătării, chestii. Soția mea este actriță. Te rog să ne spui un pic despre educația pe care ai primit-o. Ce au învățat copiii de la părinți? Ce ții minte că ai luat de preț și de la mama și de la tata?
Uite că mama, cred că caracterul meu mult se reflectă în mama, caracterul ei, deoarece este o femeie cu poziție, o doamnă de fier, să-i spunem așa. Uh-huh. Tatăl meu este așa mai blând, mai înțelegător, mai... Cedează, poate, da? Exact. Așa, un om bun la suflet pentru toți. Mama la fel este bună la suflet, doar că ea, atunci când e, de exemplu, e negru, ea spune că e negru. Atunci când e alb, e alb. Tata uneori poate spune că e alb, dar nu negru, ca să fie mai ok cu... Să-i împace pe toată lumea, să înțeleg. Da, să-i împace pe toată lumea, exact. Da. Relația cu fratele? Am avut o relație foarte gravă cu fratele o perioadă lungă, deoarece eu eram mai mic, făceam năzbâtii, dar el o lua peste ceafă de fiecare dată din cauza mea. Și aici a fost și un motiv de ce mama m-a... De ce eu am ajuns la actorie. Când eram mici, eu făceam năzbâte, ok, aveam 14 ani, de exemplu, el avea 18. Da, 18. Sau diferența de 4 ani la noi. Și eu făceam o năzbâte, venea mama care era severă, da. Și ne-a făcut. Și eu... Iar, mamă, și începeam să plâng, cum, dumitale pe mine, matale, noi spunem matale, da, și noi tot. Pe mine mă învinuiești, nu, asta e el, și el, nu, mamă, cum așa, deci, nu. Mințeai bine, mințeai frumos, credeai în minciună. Mama mă credea pe mine, și uite, eram actorul, artistul, prefăcătorul, nu știu. Familie, da? Familie, exact. Acum că deja sunteți mari, vă mai aduceți aminte de momentele alea, recunoști? Da, da, da. Că din cauza ta tot timpul primeam. Da, și fratele are, cred că are această traumă psihologică cu, uite că din cauza mea, și o văd acum în relația cu el, chiar dacă acum avem o relație, uite, suntem maturi, avem câte, acuși 30 de ani. Mulți ani înainte. Mulțumim! Uite că acum, chiar dacă avem o relație bună, el spune, uite, tu din cauza ta atunci pe mine mă... Ține minte. Da, și cred că e o barieră peste care nu cred că el va putea trece. Da. De ce părinții sunt în Franța? Mm. De ce? Pentru că trăim în Moldova. Dacă n-au plecat? Au acum deja 2 ani, dar părinții mei întotdeauna lucrau peste hotar. Adică o perioadă au lucrat în Rusia, tot la construcții, apoi au plecat în Franța. A venit COVID-ul, au revenit pe 2 ani și apoi iar au plecat. Plecările astea nu v-au împiedicat să creați conexiunea cuvenită? Fiu, mamă, fiu, tată? Părinții mei... Ok, la început tata, el când eu aveam 10-9 ani, el întotdeauna era plecat. Apoi, după ce noi am mai crescut un pic, a început să plece și mama și să lucrez în doi. Eu de la 15-16 ani trăiam singur. Era o doamnă care venea când era mai mic să gătească ceva, să pregătească mâncare, nu știu ce acolo. Deci o vecină, de o vecină de obicei, da? Sau... Da, da. Apoi singur. Gimnaziu, când eram la gimnaziu, tot singur, jumătate liceu singur, academie singur. Uite, dar părinții mei sunt foarte faini, mi-au oferit o educație foarte bună, eu vorbesc de mine. Îi voi mulțumi totdeauna lor, pentru că ei m-au învățat ceea ce e corect și ceea ce e greșit. Și la moment ce eu fac acum ceva greșit, eu fac conștient. Nu o fac din neștire. Așa. Asta e rău, asta e bun. Eu am ales rău, înseamnă că eu sunt conștient de ce am ales rău. Ce își doreau părinții pentru fiilor? Evident că își doreau un viitor bun. La profesie? Viitor. Nu știu. Pe tine unii te Hai să spunem așa, pentru mine a fost o traumă psihologică. Chiar și acum ea persistă, dar sunt destul de matur să o înțeleg. Când eram mici, părinții mei, mai ales tata, investea foarte mult în fratele meu. Pentru că era primul, pentru că era un băiat cu viitor, care trebuie să investim, uite, el e primul, al doilea așa. Eu îmi cer scuze de la părinți, poate eu exagerez, dar eu țin minte o chestie foarte curioasă, eram la piața centrală, noi suntem din sat, eram la piața centrală și părinții cumpărau nouă haine. Și uite că fratelui îi cumpăra
o pereche de încălțăminte de 600 de lei, dar mie ori nu-mi cumpăra deloc, ori 200 de lei sau așa. Și eu țin minte că eu am început să plâng pentru că chiar dacă eu eram mic, eu realizam chestia asta. Plângeam și mama mă întreabă, de ce plângi? Și eu spun, mă doare capul. Poate că eu am tensiune intercranială și spunem, nu, pe mine mă doare capul din cauza asta. Dar era când eram mic, era o obidă. Actoria, totuși, profesia care era cea mai dorită de părinți și de ce tu ai ales să mergi pe feliera asta a actoriei? De ce am ales? Da. Când eram mic aveam două variante, ori bucătar, nu știu de ce, nici până acum nu pot să-mi dau seama, ori actor. Așa. Și uite că eram mic, aveam 14 ani, 13 ani și mama a spus, uite că la școala de artă ea avea o cunoscută, a spus că au nevoie de băieți în cercul ăsta de teatru. Exact. Eu am mers, dar iarăși trebuie să spun o chestie, când eram mic, eu eram, chiar dacă eram actorul casei, eram foarte inhibat, eram un introvert, dar foarte, foarte închis în sine. Mama a făcut-o intenționat sau așa ți-a oferit ție? Așa mi s-a oferit. Cu toate că eram... Te-a prins bine. Da, eram bulit la gimnaziu. Te duci la școala de artă, ești actor, da? Știi? Dar o chestie foarte curioasă, eram... Ne jucam cu un vechi cunoscut. Eram copii, 15 ani. Și îmi spune, ce vrei? Mă întreabă, nu știu ce, discuții, cine vrei să devii? Și eu spun, uite, actor, mie tare, îmi place. Dar el spune, ei, da, actor, ce cu tine? Uite, șofer de tir. Oh. Îți imaginezi până și atunci, îmi spune, uite, șofer de tir. Ai vreo două tracuri și ele lucrează pentru tine, dar tu du-te și dansează pe scenă. Eu țin minte, eu am realizat asta când eram în Statele Unite și uite că părinții au susținut și întotdeauna mă susțineau. Eu când aud istorii, uite că mama nu-mi permite, du-te și îți caut alte profesii. Nu. Țin minte că eu am absolvit liceul și eram sigur că voi merge la școala de arte pentru că m-am documentat și am înțeles. Uite și eu acum sunt de părerea asta că Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, o școală foarte bună de actorie. Sunt niște pedagogi extraordinari. Documentându-mă, am realizat că în România școala e mai slabă. Și acum când vin spectacole studențești din România la Classfest, la Festival Studențesc de Actorie, se vede această diferență. Uite ce, da, da, da. Ce actori buni are Moldova și eu nu vorbesc, nu generalizez, că sunt actori sigur, buni și aici, sigur, cu și acolo, mari, dar... Dar ca școală, însăși ca pregătire, ca fel exact. Cum învață pe viitorii actori să aibă conexiunea și relația cu scena, cu publicul. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Așa, da? Tu ai avut norocul să înveți la doi pedagogi, doi regizori, prima a fost Emil Gaju, dacă nu greșesc, și al doilea Mihai Fusu. Hai să vorbim mai întâi de Emil Gaju, pentru că exact în perioada studiilor la Emil Gaju s-a întâmplat plecarea ta peste hotare. Eu am plecat din Statele Unite pentru că eu sunt bolnav de actorii. Nu sunt îndrăgostit, nu am pasiunea asta, dar eu sunt bolnav de actorie și asta îi mulțumesc pedagogilor mei, Emil Gaju și domnul Anatol Durbală. Ei m-au îmbolnăvit de această profesie, pentru că eu țin minte primii 2 ani de facultate, eu nu aveam nici viață personală, nici familie, nici frate, era doar cămin, academie, cămin, academie. Tot timpul meu petrecut era la aceste... Mm-hmm. Acest drum. Deci, ce ți-au schimbat pe interior? Că gata, sensul vieții e actoria. Ce anume? Nu știu. Când, munca, nu, când eu atitudinea. Când eu am venit la facultate, eram foarte naiv. Uite și eu acum, eu sunt foarte credul. Eu sunt un om foarte credul. Eu sunt un om pentru idei, știi? Și când a venit domnul Gaju și a vorbit despre niște principii, uite că actorul trebuie așa, uite că actorul așa. Eu n-am stat să spun, ei, ce, eu trebuie să fac animale, domnul Gaju, nu. Obiecte însuflețite. Da, da, da. Eu țin minte, după prima întrevedere cu domnul Gaju, eu am ieșit și am spus, băi, omul ăsta e genial. Și mai ales când a venit domnul Durbală, care l-a văzut pe colegul meu în pantaloni scurți și a spus, cum poți să vii la întrevedere cu pedagogul de actorie în pantaloni scurți? Eu îți spun, eram cu un burete,
Deci cultură, disciplină, organizare, exact, lucru care, exact, care ți-a plăcut și care poate că te reprezintă. Pe interior și ești așa construit. Pe mine mă numeau muncitorul clasă. Da, de ce? Deoarece eram foarte implicat în tot ceea ce fac. Cred că aceste chestii m-au și dus la regie, pentru că să ajung să regizez două spectacole în facultate, uh-huh, pentru că eram foarte implicat și eu citeam Stanislavski, Grotowski, Peter Brook în anul întâi, când domnul Dorbal a venit și a întrebat după un examen, vă știți cine e Peter Brook? Și nici nu a așteptat răspuns. A spus, eu știu că nu știți. Am mers, am luat spațiul gol de Peter Brook și l-am lecturat tot. Și țin minte că după finele anului, domnul Anatol Dorbal îmi spune, băi, tu așa de bine te descurci, la tine totul merge așa de bine, încât eu nu știu ce se va întâmpla în anul 2. Uite, anul 2 merge, am avut niște eșecuri, tot încercare, mai mult. Și am avut un eșec care până și acum are o pată. A fost Fragmente independente, în care eu am fost foarte tare criticat de cum se poate. Nu-i bine. Țin minte și acum, degețelul înseamnă nesiguranță, pentru că eu foarte mult făceam cu degețelul. Uh-huh. Și acum eu, chiar în lucrul meu, în teatru, încerc să evit degețelul. Degețelul e ca doar o traumă. Doar exact, da. Exact. Pentru că mi s-a spus că degețelul înseamnă nesiguranță în ceea ce simți. Așa. Și am avut trauma asta finele anului. Uite, după ziua mea de naștere, chiar a doua zi, eram, nu știu ce, verificam poșta electronică și văd un mesaj, uite că ați câștigat posibilitatea de a emigra în Statele Unite. Nu, cred că e spam. Spam. Și apoi îmi vine un mesaj. Nu. să mă scuze Marina. Soția, da. Marina Rotaru. Să mă scuze soția, dar pe atunci nu era, așa că cred că e ok. Eu am foarte multe cerere de prietenie pe Facebook și eu, în mare parte, de la oameni care eu nu-i cunosc. Și uite că eu le mai analizam și văd așa o domnișoară drăguță și spun, o accept. Mm-hmm. Și uite că domnișoara aceea drăguță îmi scrie un mesaj că ați câștigat green card-ul, veniți. Merg la părinți la serviciu, ei lucrau în Strășen și spun, mamă, tată, eu am câștigat green card-ul. Părinții, ce ai green card? Și spun, posibilitatea de a emigra în Statele Unite, de a avea viză de reședință, ulterior cetățenie. Țin minte și acum mama îmi spune, Nicolae, ești liniștește, termină-ți studiile și termină universitatea. Un sfat bun, da. Dar... Și atunci s-a început brainstorming-ul și m-am gândit și uite, spun, hai să încerc. Și uite că am mers, am înțeles că am nevoie de mulți bani pentru emigrare. Mm-hmm. Câți bani ai cheltuit pentru... Deci, bun, pe ansamblu, ca să... Voi explica. În mare parte, eu avem nevoie de $10,000 pentru emigrare, plus o persoană cunoscută în Statele Unite care să am unde locui. Mm-hmm. Compania la care eu am câștigat mi-a oferit așa o posibilitate de a semna un contract cu o persoană din Statele Unite care lucrează șofer de tir, care are o companie cu tiruri. Da, da. Dar tu știai să conduci? Nu. Nu eu nu aveam nici permis de conducere simplu. Să ne spui un pic din zilele unde a început să apară acea frământare. Că nu e locul tău. Când am ajuns în Statele Unite, am avut așa un extaz, știi? Un entuziasm enorm, o țară nouă, o cultură diferită. Țin minte că era ideea asta, zburam peste ocean și era, uite, când eu voi coborî din avion, mirosul va fi diferit, aerul în Statele Unite e diferit. Și uite că eu am început să lucrez. Primele 4 luni era extraordinar, descoperiri peste descoperiri, revelații peste revelații. Mm-hmm. Uite că eu deja făceam muzica în Statele de Nord, e mai diferită decât în Statele de Sud. Uite cât... Deci cunoșteai poporul american, cât de diferit e în funcție de zone. Poporul american e foarte diferit. Dacă la noi în țară e multinaționalitate, acolo e extra multinaționalitate. Și
primul semn clopoțelul ăla. Da, clopoțelul. Eu adoram poeziile lui Esenin, poeziile lui Blaga, Bacovia. Eu mergeam la volan și lucram cu domnul la care am semnat contractul. Mergeam la volan și ce să fac? Recit poezii. Și reciteam foarte, foarte încet. Uite că reciteam poezii, poezii și simt o lovitură în scaun. Ce, ies un cap și spune... Capul domnului. Da, capul domnului și spune, de ce faci? Și eu brusc m-am încordat primele luni la volan, spun, recit poezii. Hai te rog, mă înșet, că eu am de dormit și... Hai, te rog, guriță. Și eu nu știu cum să-ți spun sentimentul ăsta când îți interzice să faci ceea ce îți place. Eu nu știu, a fost un fel de... O palmă, da? Pentru tine. Palmă. Și eu sau, atunci... bine, poate omul nu cum ți-a spus-o din răutate, dar da, pentru dar tine a fost tipul. Pentru cumva. Mine, exact, exact. Uh-huh. Și atunci eu mi-am închis gurița, am pus mâinile pe volan și am condus mai departe. 3 ani ai stat acolo, da? Din câte? Doi ani. Doi. Exact. Tu trebuie să stai după program 5 ani ca să obții cetățenie. 3 ani. Doi ani și la un moment dat tu practic în Prag. Nu, îi explic. 3 ani tu dacă stai fără să revii, fără să pleci, să părăsești Statele Unite. Dacă tu stai 3 ani la rând, păi atunci tu ai posibilitatea să aplici la cetățenie. Și tu n-ai răbdare. Când s-a întâmplat decizia. E foarte greu să-ți explic ție lecția asta care eu am luat-o în Statele Unite. Am spus și la un alt interviu, dacă ai tu o posibilitate de a pleca în Statele Unite sau în altă țară, de a emigra pe o perioadă scurtă sau lungă de timp, pleacă. Pleacă. Atunci vei realiza. Vrei tu să faci ceea ce făceai până acum? Vrei tu să trăiești în Moldova sau în Statele Unite? Totul se pune pe rafturi. Înțelegi? Totul își găsește locul său. Așa. Și la eu am înțeles că la moment ce te sună colegii tăi și îți spun, uite, Nicolae, salut, eu eram implicat într-un spectacol care am fost scos de pe rol deoarece am plecat. Spectacol de licență. Și te sună colegii cu virgulă care tu ai lucrat și îți spun, Nicolae, cu zâmbet, Nicolae, salut, uite, noi am dat premier, a fost extraordinar, am fost lăudați, e foarte bine, stăm aici cu domnul Durbală, uite, discutăm cum a fost, ce a fost la tine, cum. Mm-hmm. Și aici, asta e mai dureros decât închide gura, că eu trebuie să dorm. E mai dureros, pentru că eu, țin minte, eram un trac, încărcam niște metal în remorcă. Mm-hmm. Și așteptam, un rând așteptam. Eu ascultam, zâmbeam. Am pus receptorul, am spus că trebuie să plec. Aveam o căciuliță, că eu purtam căciuliță. Am pus-o pe ochi și am început, nu să plâng, dar să boșesc. Îmi cer scuze, pentru o expresie. Am început să bocesc. Și țin minte, s-a făcut ochi. Da, exact. Și cum atunci eu să rămân să lucrez șofer de tir? Uite, la moment ce lucrezi șofer, tu ai tot timpul să discuți cu tine. Ești 10 ore la volan și ce să faci? Te uiți un video, un film, dar iarăși tu trebuie să fii concentrat pe drum. Și singurul partener de dialog ești tu. Ești sentimentele tale, gândurile tale și tu realizezi, spui, băi, dar ce fac eu? Ce fac eu? Eu conduc, eu fac bani, dar mie îmi trebuie bani. Niciodată în viață nu am urmărit banii, Doamne, bani. Eu aveam, când învățam la facultate, aveam 200 de lei oferiți de părinți, plus bursa, care îi ajungea pe foarte puțin. 500 de lei uneva bursa? Deci un 700. 600, da. În fine. Nici 1000 de lei nu ajungea. Exact. În buzunar. 200 de lei pe săptămână, din care eu supraviețuiam bine mersi. Bine mersi și eu... Niciodată nu am avut râvna asta, Doamne, să fac mulți bani. Da, mulți tu erai, bani. Spuneai că făceai undeva vreo 10.000 de dolari aproape, ai ajuns chiar și la un salariu de genul ăsta. Da, eu nu aveam un salariu concret. Eu lucram, primeam bani pe zi. Dacă lucram mai mult, primeam dublu. Uneori
odată am ajuns și la 12.000 de dolari, pentru că am făcut niște overtime-uri și uite că eu am calculat că în perioada de o lună eu am făcut 12.000 de dolari. Decizia de a pleca, când a fost? Ai zis că gata, plec, nu mă interesează nimic. Când am venit în Statele Unite, aveam un contract... un contract cu omul de la care am împrumutat bani pe o perioadă de un an și jumătate să lucrez la el. Plus, eu aveam 2 ani de concediu academic la Academie. Deci te-ai asigurat. Da. Într-o orice eventualitate. Da, să dai acolo, nu știu, la Hollywood, de exemplu, nu știu, castingul, pentru că America este, cred că, fierbe de actori care vor să ajungă și ei undeva sus, nu știu. Cred că cineva oricum ar încerca. Știi, Anatoliu, eu mi-am propus o chestie. Eu nu știu, trebuie să spun asta public, dar eu mi-am propus să revin în Statele Unite, doar în calitate de actor sau regizor. Mm-hmm. De ce eu să nu investesc în locul care pe mine m-a creat, în profesia care mie îmi place aici? De ce? Iarăși, urmărești bani. Este că urmăresc bani, nimeni nu o să-mi ofere. Este un principiu. Ca să poți bine juca într-o limbă, trebuie să gândești în ea. Oh, da. Da. Uite că eu am ajuns în Statele Unite cu un nivel mizer. Eu am învățat franceză. Bine, nu cunosc franceză, dar am studiat franceză. Am ajuns în Statele Unite cu un nivel mizer de engleză. Și uite, în 2 ani eu câte de cât am început să discut. Revenirea ta, cum a avut loc revenirea? Și eu am văzut câteva spectacole de licență a colegilor tăi și evident am văzut acolo pe tine. Fenomenal curs, superb. Mai rar se întâmplă ca cursurile în anul 4 să apară cu spectacole, nu studențe, dar spectacole de teatru deja, care sunt. Și acolo te-am văzut că ești ca peștele în apă. Îți place foarte mult ceea ce faci. Ai și făcut un spectacol, Iubire la oameni, spectacol care a ajuns și în repertoriul Teatrului Național Eugen Ionescu după ce ai absolvit și după ce te-ai angajat la teatru. Cum poți să analizezi, cum poți să vorbești acum despre revenirea în Republica Moldova, studiile pe care le-ai făcut și acum ești actor? Știi, atunci când eu am decis să revin în Moldova, în Republica Moldova, mă amăgeam cu gândul că, uite, eu o să fac actorie, iau licența și plec înapoi în Statele Unite. Asta a fost, eu nu știu de ce eu mă amăgeam de asta, știi? Dar la moment când tu vii, când tu simți, tu săruți scena care e un sentiment grozav. Spuneam că înainte să revin la studii, visam mult, mult timp, visam actorie, academie, scenă și am avut un vis în care eu am ieșit în scenă chiar acum recent. Am mai avut unul la fel și am uitat textul. Și că eu eram, mă simțeam foarte incomod, că eu, toți râd de mine, eu nu cunosc text. Dar am venit, m-am apucat ca un câine de primul rol care mi s-a oferit și am raiv. Am avut parte de niște pedagogi, jos pălăria. Deja la cursul domnului Fusu, Mihai Fusu. Exact. Am avut un noroc foarte mare, deoarece am lucrat... cu diferiți pedagogi, patru pedagogi. Esențial pentru student. Patru pedagogi, Anatol Durbale, Emil Gajo, Luminița Țicu, domnul Mihai Fus. Și e o experiență extraordinară. Tu vezi și așa o direcție și alte direcții, ei toți sunt diferiți. Da, da. Foarte deci te diferiți. Trec prin diferite stiluri de teatru, de spectacol, de personaje. De ce ai ales anume Teatrul Ionescu? Pentru mine Teatrul Eugen Ionescu era... un teatru foarte curajos. Mie îmi spărea atunci că el e foarte curajos. Ei, dar era și o chestie că mulți foști colegi de-ai mei care erau de la cursul domnului Emil Gajo erau la teatru, dar însăși eu am văzut niște spectacole care m-au marcat. O calitate a spectacolului foarte bună în comparație cu alte teatre. Și din anul întâi la mine s-a format, după ce eu am văzut Wojciech, s-a format așa o viziune că eu vreau, țin minte, mergeam cu colegul meu Silviu Boinceanu, mergeam pe 31 august spre Cămin și spun, băi, eu vreau la Eugen Ionescu, eu vreau să lucrez la Eugen Ionescu. Da, și... tu ai zis credeam, acum e o altă părere?
Nu, ok, când vii în teatru, niște chestii le înțelegi. Ok, eu nu am foarte mult timp în teatru, am un an și ceva, dar ca și în Statele Unite, ai ajuns, multe chestii s-au pus la loc, ai înțeles că nu-i ceea ce ai vrut sau nu-i tocmai ceea ce tu ți-ai imaginat. Uh-huh. Da, uite, tu ai pornit acum o platformă unde tu comunici cu urmăritorii tăi pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și e un titlu cu care e foarte curios că îți propui în 360 de zile să trezești interesul față de public pentru teatru și să umpli sălile teatrului cu public. Noi jucăm împreună în spectacolul Revizorul, da, care urma să-l jucăm într-o duminică. Uh-huh. Eu pe atunci locuiam la țară, deoarece noi am schimbat apartamentul, a fost o perioadă așa. Și uite că eu vin dimineața la repetiții, înainte de spectacol, azi jucăm spectacolul și după 30 de minute eu aflu că spectacolul a fost contramandat din cauza că nu sunt spectator. Te-a atins lucrul ăsta? Păi cum să nu te atingă? Uh-huh. Tu muncești, faci un rol, te dărui, tu ai... E un spectacol nou? E exact. Eu am făcut și un video despre depresie, despre plâns, strigăt, când tu nu știi ce-i cu tine, de ce ți-i nu-ți reușește, tu încerci așa, 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 să vii, să aduci publicului, uite, munca mea, sudoarea mea, nervii mei, lacrimile mele, vocea mea, tu lucrezi, faci un personaj, ți-i complicat, ai puțin timp, tu repeți. Și el, publicului nu e interesant asta? Dacă te apropie de cineva pe stradă și spui, spune-mi, te rog, 5 actori de teatru din Moldova. Un om simplu. Simplu trecător. Exact. Nu-ți va spune niciunul, te asigur. Sau va spune ăștia care duc o activitate pe rețelele de socializare sau precum tu la televiziune, uite, Anatol Guzic, noi știm toți că el e actor la teatru. Ia spune, tu ai pregătit o strategie care o să funcționeze, că pur și simplu se vorbește omului despre teatru sau mai făcut astfel de încercări și rezultate pur și simplu... În primul rând, eu vreau să trezesc curiozitatea față de persoana mea ca actor. Eu vreau să montez un spectacol, poate a treia încercare de a monta un spectacol, dar înțeleg pentru a avea posibilitatea asta și public, să fie public, eu trebuie să... Ok, eu fac parte dintr-un plan mai lung pentru a trezi curiozitatea față de actorul Nicolae Negin și apoi publicul cu interesat de mine, probabil îi vei fi curios să afli cine e și regizorul Nicolae Negin. Oh. Și apoi, când voi monta vreun spectacol sau când voi face parte din un spectacol în care să am un rol mai mare, atunci vă spune, băieți, veniți să mă vedeți. Mm-hmm. Dar spune-te, rămâns, cum vrei să atragi atenția asupra ta? Probabil din cauza că noi suntem din această profesie, noi nu realizăm cât de curioasă este viața unui actor, activitatea lui. Pentru noi e o chestie de zi cu zi, o chestie obișnuită, da, repetiție, rol, costum, nu? În schimb, pentru un spectator sau un simplu cetățean, lucrurile astea sunt foarte curioase. Uite, și încerc prin probleme. Uite, actorul are așa probleme sau activități. Actorul, uite, cum o zi din viața unui actor sau plecarea unui actor sau câți bani face un actor. Sau, de exemplu, următorul video mă documentez acum, vreau să fac despre problema alcoolului în activitatea unui actor. Oh. Mm-hmm. De unde apar toate depresiile astea? De unde apar toate strigătele astea? Destine spulberate, chestii, știi? Da. Despre salariu? Primul salariu, că ai vorbit și despre salariu. Exact. L-ai afișat, nu era un secret pentru... Pe bune, nu realizez de ce oamenilor le greu să vorbească despre salariu. Păi e o chestie care o are oricine. De ce este o temă tabu? Explicați-mi mie. Tu ești mulțumit de salariul pe care îl ai? Adică tu ești mulțumit de felul în care ești remunerat pentru timpul tău, pentru felul în care tu muncești, pentru nervii tăi întinși, poate uneori chiar și la cote maxime. Vorbind de sumă, eu sunt ok. Vorbind de stabilitate, nu sunt ok.
Stabilitate ce înseamnă? În sens că el să vină la timp, eu nu am multe necesități, mie salariul ăsta de 8.800 de lei îmi ajunge, uite așa, să-mi achit facturile, apartamentul, benzină, chestii. Da? La mișcarea asta ta ai avut și reacții, foarte multe reacții răutăcioase din partea oamenilor care te-au făcut și în diferite feluri, că ești poate și, hai în ghilimele, un ratat, că ai lăsat Statele Unite. Da, exact. Era... Tu cum ai rezonat cu toate chestiile? Le-ai răspuns oamenilor sau ce părere ai? De ce să le răspund? Încearcă să-i spui omului că tu așa simți. Încearcă să-i spui, uite, eu așa am simțit, uite, aici am simțit. Eu, Statele Unite, vreau să fac și un video în care spun Statele Unite, plusurile și minusurile Statele Unite. Uh-huh. De ce este mai bine Moldova decât Statele Unite? Și spun așa, din punct de vedere financiar, din punct de vedere material, infrastructură, stabilitate. Oameni, stabilitate, chestii, tot, Statele Unite. E plus pentru Statele Unite. Suflet plus Republica Moldova. Tu ai spus acum despre faptul că cumva s-a schimbat, da, așa ca și momentul în care ai ajuns în Statele Unite și ai văzut că ceva nu funcționează. Acum, la fel, ai ajuns într-o situație în care Republica Moldova, da, pasiunea ta nu e așa cum ți-ai imaginat că se va desfășura. Bun, pasiunea e pasiune, dar iată lucrurile. Nu ești dezamăgit sau totuși ești gata să faci niște lucruri concrete, nu pur și simplu să părăsești problema și să revii în state, de exemplu. Cred că aici nu am alegere, trebuie, sunt nevoit să fac niște chestii concrete care sper în curând ele să se întâmple, dar îți dau un exemplu. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice îți impune ție niște principii concrete. Uite, actorie trebuie să fie așa. E ca și educația în armată, de exemplu, sau înveți să fii un avocat. Și tu te dărui acestei profesii, uite, spui că, da, uite, și eu sunt gata, îmi deschid pieptul și spun, vin în ajutor. Dar când tu ajungi la loc, eu nu spun concret de teatru, acum de instituții, tu vezi, corupții, relații, familii, cumătrism, chestii, niște rame, niște limite, care... Stai cu pieptul gol și spune, băieți, hai să facem ceva. Dar cineva spune, nu, noi facem altceva. Așa de multă pregătire în universitate, așa de multă dăruire, încât eu am venit în teatru, eu nu am unde să mă dărui, eu nu am spațiu de muncă. Eu vreau să muncesc, eu vreau să mă manifest, Anatol, ca un tânăr actor. Vreau un text modern. Vreau să joc, nu știu, ce-mi vine acum, un Sigarev, un Vrăpaev. La moment ce tu ai așa de mulți actori tineri în teatru, băi, noi avem o energie care ia treptat, vrei, nu vrei, ăsta-i timpul, ea scade, dispare, știi? Și poate ar fi momentul să montăm ceva în care tinerii pe bune. Ce dorești să faci, uite, acum, fiind pus în fața unor astfel de provocări? Pot să-i spun chiar provocări. Ce crezi că poți să faci? Ce ai face? Eu mă conduc întotdeauna după principiu, dacă nu faci tu, nu face nimeni. Și uite că prin vlogul ăsta al meu, prin jurnalul unui actor din Moldova, cred că am început un proces de a mă automanifesta. Eu înțeleg, este o... Uite, noi vrem altceva, noi vrem, dar bă, cum spune, ești fă. Dacă nu faci tu, nu face nimeni. Tu ești căsătorit cu Marina Rotaru, actrița Teatrului Național Eugen Ionescu. Sunteți partener și în viața reală și pe scenă. Un pic să ne povestești despre relația ta cu soția. cum delimitați voi? Și nu știu dacă există vreo limită sau vreo barieră atunci când este vorba de casă, de familie și teatru. Aici ce pot să spun? Discuții despre teatru acasă, discuții despre teatru la teatru. Așa. Nu există o barieră mare. Știi, noi suntem... Eu sunt omul pentru idee. Dar soția mea e omul așa, mai... Care se pliază, da? Da.
mai lăsăm de la noi. Nu intră atât de maximalistă precum sunt eu. Tu de cum povestești, mi-aduc aminte de ce ai spus de părinți, că tu, mama, da, era cea care avea, da, spiritul ăsta de a zicea da pentru anumite lucruri. Tata, se, nu vezi o asemănare în familia ta cu familia părinților? Da, probabil. Tot ce e probabil. O, soția mea este extraordinară, este așa un vas cu bunătate în societate. Da, când suntem acasă, un pic e diferit vasul ăla. Cine? Cred că tu ești mai mult dominant, da? Când vine vorba de anumite aspecte de luat decizii. Nu, eu întotdeauna sunt de părere că decizia, tu ai părerea ta, ia decizia, ai altă părere, fă altceva. În sensul ăsta, vrei să speli vesela? Spală. Da. Nu vrei? Nu o spăla. Eu tot nu vreau, ce coincidență, nici eu nu vreau să spăl vesela. Nu, eu întotdeauna îmi spăl vesela eu singur. Ah, da? Da, nu las. Deci așa regulă la voi. Bun, interesant. Dar nici nu e o regulă, e un principiu în care eu îmi fac singură mâncare, deoarece eu mă alimentez diferit, eu aș face singură mâncare, noi ambii trebuie să fim... Băi, niște chestii foarte interesante, pentru că, da, și ce dacă bărbatul are o altă alimentație? Femeia să facă, că ea trebuie. Doamne ferește, nu, nici într-un caz. Ok, eu nu știu, cred că eu nu sunt sexist, dar probabil asta e mai mult la nivel instinctiv. Ea totdeauna face, aranjează mai mult decât mine, mai e... Mai bine. Are, da, bine, că femeile sunt, oricum suntem diferiți, noi bărbații de femeile, și au ele un instinct acolo. La nivel instinctiv, pare ciudat, dar probabil, nu știu, ea parcă se simte obligată să facă unele chestii. Toate că eu spun nu trebuie să faci, nu ești obligată. Întotdeauna îi spun, nu ești obligată să faci ceva. Care a fost cel mai ciudat lucru pe care l-ai făcut vreodată sub impuls? Impulsul momentului. În anul 4 a facultății lucram la textul Pescărușul de Anton Pavlovici Cehov și aveam pur și simplu, dădeam text, o lectură, să spunem așa, în care a fost un moment a care pedagogul meu, Luminița Țicu, mi-a făcut o observație care mie nu mi s-a părut justificată. Eu am fost să-i cer explicații de ce dumneavoastră m-ați taxat, poate. Exact. La care ea mi-a spus nu are importanță și a plecat. Atunci am avut o explozie de nervi, foarte, dar foarte dură, cu plânsete. Eu spuneam, eu numai ce am venit din Statele Unite, eu mă dăruie într-atât profesiei care o fac, am venit la studii, am cedat la așa de multe și mie să mă taxez pentru nimic. Și am aruncat și cu scaune, am început să plâng și la următoarea lectură care urma, am luat textul care nu era al meu, a personajului Treplev. M-am ridicat în picioare, am început să-l spun, textul ăla presupunea o critică la moștrii sacri a teatrului, m-am urcat la dumneai pe masă și îl spuneam direct, uite că în text e cumva, am obosit să-mi arate cum beau oamenii, cum mănâncă, cum iubesc și dintr-un spectacol vreau să-mi aduc o biată morală de doi bani, îmi vine să fug și fug cum a fugit Mopasan din fața turnului Eiffel, care îmi străbea creierul cu vulgaritatea lui. Wow. Era direct așa un mini-manifest care după aia mă gândeam, băi, deci nu-mi pare rău, dar era același impuls de care tu vorbeai. Și ce ți-a spus Luminița? Nu a spus nimic. Dacă ai avea posibilitatea să trăiești o zi, da? Din viața unui personaj pe care l-ai făcut tu, care ar fi acel personaj? Pe care l-am făcut da, eu? Da, da. Păi... Și cele din Academie, sigur. Înțeleg, dar... Nu știu, probabil Philip din The Shape of Things, din Neil LaBute. Philip. Da, cred că e cel mai... pozitiv, așa, un destin cât de cât mai ok, dacă străiesc o zi din viața lui, care are de toate, care nu știu ce, dar... Femei frumoase, exact. Și un prieten pe care îl ia la mișto. Bulește, da. Exact. Ok, da. Care este cea mai amuzantă sau, nu știu, ciudată experiență pe care tu ai simțit-o în decursul tău actoricesc? Cea mai amuzantă? Da, dar ce ți s-a părut să amuzant? Deci, acum am vorbit de foarte mult despre revoltă, dar iată să vedem și partea amuzantă. Când a fost acel moment?
Partea amuzantă. Eu nu știu, eu pot spune amuzantă, dar nu știu din ce punct de vedere. Eu am făcut odată un fragment din piesa Sinucigașul de Erdmann, la care am lucrat foarte puțin. Îmi plăcea la nebunii textul ăla, dar am lucrat puțin de tot. Și după ce l-am prezentat, domnul Anatol Durbal îmi spune că, uite, cu personajul care l-ai făcut, nu sunt gata să merg și în Marea Britanie la concursuri de teatru. În sens că el îmi explica, uite, tu ai adus așa o paletă largă, un boț mare de biografii, mi l-ai adus și mi l-ai arătat prin monologul care l-ai spus. Și mie îmi pare amuzant, deoarece la alte personaje muncești, găsești, nu știu ce, și uite că din neștire, din nimic. Ce nu înțeleg oamenii simpli, dar spectatorul, când vine vorba de viața unui actor? Cât e de complicată, cât de mult e necesită dăruire, dedicație, aceeași pasiune, boala aia de care noi discutam anterior. Cultura societății noastre și publicul nostru intră atât de... Eu nu generalizez, dar spun în mare parte, este un public prost care acceptă orice porcărie ce se întâmplă pe scenă. Vorbim și de alte teatre, nu voi da nume. Dar ei poate doar la nivel de sentimente înțeleg că în unele teatre pe bune se muncește la cei ce, la produsuri care, produsul care el văd. Se vede, apreciază munca actorului, regizorului, sunetistului, tot apreciază. Dar în mare parte ei văd doar imagine. Noi am venit să vedem ceva frumos. Uite, domnule, am fost la teatru și a fost frumos. Deci, nu am ieșit cu... Ok, probabil... Deci, coperta, ambalajul, așa mai mult, este sofisticat cu sclipici și cu culori aprinse. Nu văd adâncimea profesiei. Poate e și problema în teatru care este acum, că el nu e destul de... Nu e destul de bun, poate se acomodează publicului, nu lasă loc experimentului. Cum reacționezi la critică? Băi, sunt foarte ok, Eu sunt omul, eu sunt acel om care critică. Totdeauna critică. Dacă e ceva de bine, eu spun că e bine. Dacă e ceva de rău, eu spun că e rău. În mare parte e un păcat al meu că spun doar de rău, pentru că pentru mine sunt de părerea că ce e bine, așa trebuie să fie. Trebuie să ne concentrăm pe chestiile rele, să le scoatem și să lăsăm doar bine. Te-a afectat vreodată ceva negativ spus în adresa ta, în adresa spectacolului tău? Atunci când nu-i constructiv, atunci te afectează. Nici nu te afectează, dar nu înțelegi de ce tu ai o părere neconstructivă, o critică așa, doar să fii. Dar nu am avut, rare ori am avut critici, dar... Ești perfecționist de felul tău? Da, dar treptat scăp de acest păcat, pentru că perfecționismul e chestie toxică care îți pune niște limite. Dacă vorbim de teatru, eu sunt de părere că teatru, cel mai bun teatru care poate exista, este un teatru fără limite. Dar el nu există, deoarece există legi, există principii morale, există orgolii, există religie, există tot. Dar un teatru ideal ar fi un teatru liber. Ce notă ai dat teatrului din Republica Moldova? Teatrului concret sau per general? Concret, după care ne spui ce îi lipsește, de ce ai dat nota asta? Nota 4. 4? Exact. Deci notă de trecere nu e. Okay, nu uita că la nota asta contribui și tu. Nota 10. Da. Nota, da, cred că 4-5, deoarece suntem în urmă. Un mesaj pentru tinerii care vor să ajungă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, să facă acolo profesia de actor, facultatea. Asumați-vă decizia, munciți, dăruiți-vă, altfel nu e posibil. Dacă vrei să schimbi ceva la tine, ce ai schimba? Nimic. Ai vrea să te naști altcineva?
Da? Care este cea mai importantă calitate a ta? Ah, cred că mintea. Mm-hmm. Ești pe poziție, dacă ai o idee, lupți pentru ea sau cum? Da, da, ceva, da, da. Cred că în felul ăsta. Mm-hmm. Așa, numește un om care ți-a schimbat viziunea despre viață și despre profesie. Anatol Durbala. Mm-hmm. Ce nu apreciezi la oameni? Lenea, fățărnicie. Și eu îmi cer scuze, impotența artistică. Ce apreciezi la oameni? Apreciez lupta. Mm-hmm. Lupta și inițiativa. Care este cea mai mare slăbiciune a ta? Profesie? Nu înțeleg, nu știu ce să... Slăbiciune. Da, poate fi, sigur, slăbiciune. Actorie, cred. În sens că... În sensul că eu sunt foarte... Foarte tare vreau. Da. Îmi place chestia asta și... Dacă cineva m-ar întreba, de exemplu, tu, familia sau actorie, eu nu știu ce aș răspunde. Deci... Uneori arunc niște replici în discuții cu soția mea și spun că, uite, actorie, familia, actorie. Nu te temi? Nu ți-e frică că ai să pierzi oameni buni din viața ta? E greu să trăiești cu un om care nu-ți urmărește ideile sau nu aveți așa, aceeași idei, știi? Bine, voi aveți. Da. Aici nu-i cazul vostru. Că... Mm-hmm. Ok. Numește un om din istorie celebru care nu mai trăiește și cu care vrei să te întâlnești. Michael Chekhov. Wow, de ce? El a fost ajuns în America. Da. Acolo și-a desfășurat activitatea. Da, el a creat și valul lui de școli, dar el a găsit o altă viziune a sistemului Stanislavski. Mm-hmm. Și biografia lui, eu când am lecturat-o, ea pe mine într-atât m-a afectat, încât mi-e curios să-l întreb mai mult. Și la urmă, ce ai spune lui Dumnezeu dacă l-ai fi întâlnit? Ce aș spune? Da, ce îi spune lui Dumnezeu dacă te-ai întâlnit cu el? Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc mult, Nicolae, pentru această discuție. Îți doresc foarte mult ca toate dorințele tale în materie de familie, în materie de profesie să devină realitate, să ai parte de cât mai mult public, sălile teatrelor să fie pline, iar tu să fii împlinit profesional și toate cele pe care ți le dorești tu și ca regizor și ca actor să devină realitate. Mm-hmm. Numai bine! Mulțumesc! Așa! Iar eu vă spun, fraților, că vă dau întâlnire duminica viitoare. Numai bine!